Dar să ne întoarcem la teritoriul numit Scara Blocului. Eu am două reprezentări, imagini, ale scării de bloc. O scară întunecoasă, la care constructorul nu s-a învrednicit să-i facă niște ferestruici. Aici, cât eram copil, era sediul celor mai mulți monștri. Cum altfel, mai ales când se lua lumina și totul devenea de un negru adânc. Atunci se transforma într-un teritoriu al mirosurilor și sunetelor și al număratului. 1, 2, 3, 4 și tot așa până la 16-a treaptă, după care spuneai bucuros: etajul 1! Apoi mergeai 10 pași de uriaș în linie dreaptă și începeai iar. 1, 2, 3, etajul 2! Totul era să nu te întâlnești cu cineva pe scări. În primul rând, trăgeai o spaimă incredibilă. Lucru valabil și pentru cealaltă persoană. Apoi, cu siguranță, uitai la ce etaj ajunseseși. O altă scară de bloc este aceea cu lumină naturală. Ferestrele mai mici, mai mari, alungă toate fricile și se schimbă întregul peisaj al scării. Oamenii, tip-til-tip-til, încearcă să extindă spațiul fix al apartamentului și invadează scara blocului. Agață cât un tablou, o imagine, două dintr-un calendar. Pun o perdeluță la geam. Apar ghivecele cu flori și din când în când cât un fotoliu vechi cu un statut incert. Nu e nici frumos, nici folosit vreodată ca loc de odihnă pe scara blocului, dar stăpânul nu se îndură să-l dea. Are fotoliu acela o poveste, probabil. Cum o poveste, are și un alt obiect umil, nebăgat în seamă pe nedrept. Preșul de la ușă. Dacă o să vă spun să facem împreună o fișă de obiect, așa ca la un muzeu serios, preșului de la ușă, o să spuneți că nici nu vreau să aud. O să încerc să vă conving de cât de important este preșul. În primul rând, este un obiect foarte controversat. Nu este curat, dar nici o gospodină nu ar renunța la el. Nu e nici prea frumos, dar nici să te facă de râs. Nu e băgat în seamă la ieșirea din casă, dar îi se acordă toată atenția la întoarcere. Și timp de 365 de zile, câte are anul, cel puțin o dată pe zi ieși din casă. La întoarcere, cum ajungi în fața ușii, începi un ritual ciudat. Îți lași greutatea corpului pe piciorul stâng. Ridici ușor piciorul drept, îl împingi puțin în față și apoi, total neașteptat, lipești talpa de preș și o târăști spre spate ca și cum ai vrea să-ți iei avânt în fața ușii. Apoi îi vine rândul și celuilalt picior. Și nu e de ajuns, mai repeți mișcările de 3-4 ori. Iarna, ritualul se complică, existând și mici, dar intense, tropăituri pe loc. Nu ți se spune să nu mai țopăi, nu ți se interzice să târâi picioarele. Și mama nu ți face observație că produci atâta zgomot. Nu contează că ești obosit? Nu contează că ai brațele încărcate cu temirce? Nu contează nici măcar situațiile când ai alergat într-un suflet pentru că ai nevoie urgentă, dar urgentă, la baie. Ca de la sine înțeles, ne ștergem pe picioare de fiecare dată înainte de a pătrunde în casă. Dacă ai 7 ani și ai deprins acest obicei pe la 3 ani,
Să spunem, deja ai la activ cel puțin 1460 de astfel de gesturi de curățire. Ce lăsăm pe preș? În mod cert, praful, noroiul sau zăpada de afară. Dar nu vi se pare că atunci când intrăm în spațiul drag nouă, lăsăm afară prin acest gest de a ne șterge tălpile și neliniștile, fricile, relele? Și mai bagă de seamă, te ștergi pe picioare automat numai înainte de a intra acasă. Când dai să intri la metrou sau mai știu eu în ce clădire publică, picioarele uită de ritualul nostru. Preșul acesta parcă are puteri magice. Te ajută să treci dintr-o lume străină, mare, câteodată neprietenoasă, în spațiul sigur și plăcut al casei.